Salutare, pariori! Pentru ziua de marți, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit următoarele 10 pronosticuri. În această perioadă poți profita de 150 de rotiri gratuite fără depunere și fără condiții de rulaj la slotul Shining Crown. Bonusul este oferit de Las Vegas Casino, iar pentru mai multe detalii te invit să accesezi linkul din descriere. Bournemouth Brighton. Tipsterul Alex Iacob spune că Brighton este o echipă de posesie, iar prestațiile ei din actuala stagiune au fost net superioare în comparație cu cele ale lui Bournemouth. Astfel, tipsterul nostru se așteaptă la un meci în care Brighton să aibă inițiativa și să domine, iar pronosticul său merge pe sub 5,5 cartonașe în meci și Brighton echipa cu mai multe cornere. Eintracht Frankfurt, Union Berlin. Radu Oprea consideră că acest meci are o miză mare pentru ambele echipe, parcursul din Cupa Germaniei fiind important pentru acestea. Ținând cont de calitatea și prestațiile celor două echipe, tipsterul nostru crede că vom vedea un meci spectaculos, așa că mizează cu încredere pe total goluri asiatice 2+, pariu care ne aduce profit la 3 sau mai multe goluri și ne returnează miza în cazul în care se marchează fix 2 goluri. Hapoel Berșeva, Ashdod. David Chirilo vede pe Berșeva favorită clară, aceasta luptând an de an la titlul de campioană. În plus, pe teren propriu este o adevărată forță, suferind doar 2 eșecuri în cele 14 meciuri jucate în actuala stagiune. Prin urmare, tipsterul nostru mizează cu încredere pe unul solist. Zapata Miralles Rocea. Tipsterul Adrian spune că Rocea este un jucător de 18 ani, iar acum va disputa pentru prima dată un meci pe tabloul principal al unui turneu ATP, acesta participând de cele mai multe ori în turnee de tip ITF și rare ori Challenger. În schimb, Zapata Miralles este un jucător cu multă experiență, iar tipsterul nostru îl consideră mare favorit și propune pariul de tip handicap Zapata Miralles minus 1,5 seturi. Leicester Aston Villa. Tipsterul Alex spune că Aston Villa traversează o formă de zile mari, în timp ce Leicester se află în picaj, ajungând pe locul 19 în clasament. Cei de la Aston Villa au ajuns la 5 etape consecutive, fără înfrângere, iar acum vin după o victorie obținută împotriva lui Chelsea, în timp ce adversarii lor au ajuns la 6 etape consecutive, fără victorie. Prin urmare, tipsterul nostru mizează pe un meci controlat de Aston Villa și propune pariul de tip șansă dublă X2. Mainz 2, FSV Frankfurt. În opinia lui Johnny, acestea sunt două dintre cele mai ofensive echipe din Liga Regională de Sud-Vest a Germaniei. Ambele echipe sunt implicate cu regularitate în meciuri spectaculoase și cu multe goluri marcate, așa că tipsterul nostru mizează pe un scenariu asemănător și propune pariul pe ambele echipe marchează. Florida Panthers, Buffalo Sabres. Andrei Cinculescu spune că la acest meci se întâlnesc două echipe care practică un hockey ofensiv, ambele înregistrând medii de peste 3,5 goluri marcate per meci. Având în vedere aceste lucruri și faptul că 5 din ultimele 7 întâlniri directe s-au încheiat cu cel puțin 6 goluri marcate, tipsterul nostru alege pariul de peste 5,5 goluri.
Borges Halis. Tenis Tipster 92 spune că Borges pornește cu prima șansă, deoarece meciul se va disputa pe zgură în fața propriilor suporteri la Estoril. Halis nu a mai evoluat pe zgură din primăvara anului trecut, francezul preferând să evolueze pe celelalte tipuri de suprafețe. Astfel, tipsterul nostru mizează cu încredere pe victoria lui Borges. Finalul de sezon regulat se apropie cu pași repezi în NBA, iar tipsterul Wade ne aduce în atenție duelul dintre Utah Jazz și LA Lakers. Ambele luptă pentru calificarea în play-off, dar tipsterul nostru spune că echipa cu șanse mai mari este LA Lakers, mai ales că pentru acest meci nu are absențe importante, așa că pariul său merge pe victoria formației din LA. Spakenburg PSV. Cele două echipe se întâlnesc în semifinalele Cupei Olandei, iar tipsterul BMG spune că diferența dintre ele este uriașă. PSV este net superioară și ar trebui să nu întâmpine probleme împotriva unei echipe de semi-amatori, așa că tipsterul nostru propune pariul de tip combo, victorie PSV, peste 2,5 goluri și cel puțin un gol marcat de PSV în prima repriză. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.